solution di habitat, a una iniziativa de anul trecut, să omagim în fiecare an, la sfârșit de octombrie și început de noiembrie, câteva personalități din șirul acesta impresionant pe care l-a dat Gârlatul, Școala Vâlgădeană, în primul rând Liceul Codreanu și numai. Ne-am gândit la faptul că atât personalitățile care au dispărut dintre noi, eu știu, spune noi, oarecum recent, cu un an, cu doi, cu trei ani înainte, și pe care, undeva nemotivat și dureros, am început deja să uităm. Și așa am luat hotărârea anul trecut, ca patru personalități din acestea, care au făcut foarte mult pentru Gârlat, care au o strânsă legătură cu Gârlatul și nu numai, unele dintre acestea personalități cu valoare națională, și anul trecut am deschis, cam în aceeași perioadă, șirul acestor omagie cu patru personalități, începând cu doctorul Constantin Teodorescu, personalitate marcantă pentru ultimul deceniu și care a dăruit atât de mult pentru Gârlat și de care nu putem să gândim măcar, să nu putem să amintim de câte ori vorbim despre cultura gârlădeană, contemporană și de ce nu, la un nivel și la un registru mai ridicat. Tot anul trecut am vorbit despre o altă personalitate, de astă dată legată direct de învățământul gârlădean, dar care și domnia sa a lăsat foarte mult, lăsat și mai ales pentru program, dar nu numai pentru program, valorile spirituale cu totele basculiene, tehnicene demonstrează acest lucru, era vorba de profesorul Traian Pintel. Nu putea să lipsească din această vadublă, așa cum am numit-o eu, alianță pozitivă, care voi, un personaj care a făcut atât de mult în cei 40 de ani la vremea în care domnia sa s-a stins dintre noi, pentru o ramă, pentru o instituție care a crescut odată cu domnia sa, odată cu colegii și care a devenit una dintre cele mai prestigioase instituții muzeale, muzeistice din România. Este vorba de Muzeul Vasile Bulban, iar persoana nu altul decât, sau nu alta decât fostul director Vasile Palade. Și în sfârșit, ca un adevărat corolar, personalitate, spunem noi, europeană și chiar mai mult decât europeană, ea vorba de sculptorul Marcel Buia. Unii dintre ei sunt adevărați noștri sacri în domeniul atât, spunem noi, a științei, dar nu numai. Este vorba de Ștefan Procopil, despre care vom afla astăzi o serie de interesante și cu atât mai mult cu cât unii dintre cei care suntem aici la această întâlnire de suflet l-au cunoscut direct în împrejură, spunem noi, mai mult sau mai puțin fortunoasă. Îi cunoașteți, sunt personalități ale Gârlatului cu care dumneavoastră v-ați mai întâlnit și la alte întruniri și în alte ocazii. Să dăm drumul acestei activități, acestei manifestări, spunem noi, pentru cei care au fost și mai ales pentru cei care trebuie să rămână în memoria noastră. Vom începe de cu Ștefan Procopiu, acest medalion Ștefan Procopiu, și îl invităm pe prietenul nostru, profesor dr. Laurențiu Chiriac, reprezentând Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui, o personalitate marcantă și în acest domeniu al muzeografiei, un gârlădean de origine și prin studii și prin, eu știu, interesul domniei sale de a participa și de așa duce, să spunem voi, un
cât de cât, să spunem noi, contribuție, o cât de câtă contribuție la dezvoltarea grădanului actual. Da, mulțumesc, doamna profesor operator. Să încercat să trec cu mai multe emoții, pentru că dacă mă trebuie să vorbesc despre o adevărată personalitate, aceea lui Stefan Copilu, vreau să vă mulțumesc pentru părerea dumneavoastră despre mine, dar aici contează omul care a marcat locurile în care a pășit, vorba de Sfântul Academician Ștefan Procopiu, unul din cei mai temerari oameni de știință, deschizător de drumuri, de aceea am spus că Ștefan Procopiu este într-adevăr un vizionar al științei mileniului 3, pentru că studiile sale și toată abilitatea sa experimentală fac și astăzi ca fizicienii care au urmat să-și creeze propriile teorii, propriile experimente, pornind de la cele ale lui Ștefan Procopiu. Ștefan Procopiu este o personalitate bălădeană, nu neapărat legată numai prin faptul că s-a născut pe 19 ianuarie 1890 la Berlat, dar și ceea ce a însemnat pentru Berlat a fost faptul că prezat aici, la liceul pe care l-a absolvise, liceul Gheorghe Noșca Codreanu din Berlat. Încă din timpul liceului participa la acțiunile culturale științifice ale societății culturale Stoiul Beroescu din Berlat. Deja reușise să se infiltreze oarecum în elita intelectuală a Berlatului de atunci. Era și un mediu propice pentru studiu, pentru cercetare, pentru dezvoltarea chiar personală. Ștefan Procopiu a fost cel care a ținut conferințe în cadrul acestei societăți culturale de care vă spuneam, încercând să găsească, spunea el, rostul vieții și a Universului, să cunoască oamenii și mai ales să cunoască tot ceea ce are știința ca taină.